Bună dimineața! În verdictul de ieri am lansat un apel către sistemul de sănătate privat în urma unei idei care mi-a venit și pe care o consider excepțională. Puteți să treceți pe la casierie și Sanador și MedLife și care dracu o să vă mai băgați la propriu. Puteți să treceți pe la casierie pentru că nu v-ați gândit, așa cum nu se gândește absolut nimeni în România astăzi, la ceea ce se întâmplă real. Așadar, această idee mi-a venit din creierul ăsta, așa cum e el, cu 1% peste al vostru, al tuturor, și al celor care vă uitați și al celor care conduceți țara și etc., că n-am nevoie decât 1% să fiu peste ca să pot să înțeleg ce se întâmplă, să transmit ce se întâmplă și cumva să trezesc vreo circumvoluțiune a cuiva din conducerea acestui sat la realitate. Așadar, ăștia după privat, după, mă rog, sistemul sănătate privat, care acum are acces și la banii statului nelimitat, consider că trebuie să vă uniți în cuget și în simțiri și să faceți dracului ce v-am spus. Este o opțiune. Ca să începem să gândim toți, eu am să vă fac așa o analiză, că n-am cu cine, și pentru cine. O să fac așa ca un fel de picture pentru toată lumea care se uită și poate vă prindeți dracului și ăștia care ne conduceți, da? Din punct de vedere politic și economic. Trebuie să înțelegeți un lucru. A fi prost nu este o tragedie. În general, oamenii își aruncă apelativul ăsta unii altora, scuze. Nu e o tragedie să fii prost. Atâta timp cât îți dai seama și cât recunoști. Și când recunoști și îți dai seama și conduci o țară, imediat apelezi la niște creiere, știi? Care comprehendez, da? Mai mult decât tine. Nu se întâmplă asta cu PNL-ul. Prostia crasă din acest guvern, mă rog, nu ne va îngropa de tot, pentru că cumva vom ajunge într-o situație critică față de ceea ce se întâmplă la nivel global și noi nu suntem în ceea ce se întâmplă, pentru că pe Orban, pe Hoha, pe Câțu îl preocupă, îi preocupă pe toți doar să urle despre deficit. Băi, dobitocilor, tăceți dracului cu deficitul. Tăceți dracului. Germania o să aibă dracului 20%. Ce deficit de 4%? Ce? Astăzi discuția mai este despre deficit? Întrebați dracu orice economist, bă, oricine. Păi, voi încă aveți deficitul în discurs, deficitul moștenit de la PSD? Să prăbușește lumea! Tăceți dracu din gură și faceți ceva. Sunteți niște boi, pur și simplu. Nu înțelegeți nimic din ce se întâmplă. V-am spus ieri să lăsați ședințele de guvern de cretini în care vreți să vă mai semnați nu știu ce contracte. Dă-le dracu, le-ați semnă, gata, it's over, furați, it's ok. It's ok. V-am spus să vă uitați la discursul lui Bill Gates. L-ați memorat, handicapaților. L-ați memorat? Nu. Ați înțeles ce a spus? Nu, pentru că e englez. V-am spus să vă luați traducător și să memorați. Bill Gates v-a spus în acel interviu ce trebuie să faceți. Lucru pe care ar fi trebuit să-l știți, în special dumneavoastră, domnule Orban. Putem corona. Pentru că, așa cum domnul geniu absolut Severin n-a înțeles, și a scris un editorial în care, da, eu înțeleg perspectiva dumneavoastră, domnule Severin, dar dumneavoastră nu știți mesajul și nu l-ați auzit și n-ați fost prezent și n-ați înțeles nimic. Adrianuțul ăsta de la Ambasada Americii a dat mesajul. Pe gură. La Amcham,
care este un eveniment foarte important. Știți, domnule Orban, că ați fost? Știți? Știți? Vă mai amintiți ce s-a întâmplat acolo, ce a spus ambasadorul Americi? Vă amintiți ce a spus ambasadorul Americi? A spus. Nu vă amintiți? Și chiar dacă v-ați amintit și ați luat repede acum transcriptul a ceea ce a fost acolo, tot nu o să înțelegeți ce a spus ambasadorul Americi. Pentru că nu puteți înțelege. Pentru că viziunea dumneavoastră politică, economică, etc., este despre 3, 4, 6, 7 combinații pe care să le faceți atâta timp cât sunteți la guvernare. Eu doresc să anunț populația că nu mai contează nicio combinație, că nimic din ceea ce se întâmplă astăzi este, cum să spun, nu irelevant, nu există. Ok? Domnul Bill Gates a ieșit și v-a spus ce să faceți în continuare. Faptul că rețineți ce vă spun eu astăzi, faceți ceva aia care puteți, iar aia care nu puteți, ascultați și faceți și voi ce vă spun. Așadar, nu contează că stăm în casă. Contează că nu mergem la birou. Nu contează niciun fel de stare de urgență. De ce? Pentru că în acest timp în care noi am fost în stare de urgență, guvernul și conducerea acestui stat nu au făcut nimic. Ca să ajungă în punctul în care lumea forțată va ajunge oricum și anume. Ieri v-am spus cu cardul de sănătate. Am găsit și o soluție. Eu zic că este cea mai bună astăzi, având în vedere că ăla e cardul care probabil este cel mai răspândit în România. Deci monitorizează cel mai mare număr de oameni. Să revenim la Amcham, unde a fost și primul ministru al României, care s-a prezentat lamentabil, care n-a înțeles nimic, etc. În discurs, ambasadorul Americii a pronunțat de vreo 3 sau 4 ori alăturarea de cuvinte human trafficking. Human trafficking. Traficul de persoane. Traficul de persoane. Traficul de persoane, trafic. Probabil Orban, a înțeles probabil că e vorba despre, rețelele de prostituție, de minori. Habar n-am ce dracu a înțeles. N-a înțeles nimic, după cum observați. Gândiți-vă că Amcham a fost în februarie. Așa cum semnalul ați avut în decembrie, că vine ce a venit, și în ianuarie n-ați făcut nimic, nici în februarie n-ați făcut nimic, că n-ați înțeles mesajul, nici astăzi nu faceți nimic. Ce înseamnă acest human trafficking pronunțat de către ambasadorul Americii și într-o altă formă de către Bill Gates? Înseamnă doar decât, domnule Orban, monitorizări. Adică, această pandemie, acest virus, care conform declarațiilor lui Bill Gates, cred că dă iar, nu este singurul care va fi. Adică vor să pară și altele, atâta timp cât nu vă înregistrați mai repede. Vor apărea și alți virus și să te ferească Dumnezeu să fie și vreunul din ăsta așa gen folosit ca armă biologică de teroriști. Așadar, demența cu testarea, acest val, acest puș pe testare, asta înseamnă, dragilor, acest push pe testare înseamnă push-ul pe înregistrarea globală. Rețineți ce vă spune astăzi Dănuța. Fără cardul tău de sănătate pe care ești monitorizat sau inventați alt card ca să furați mai mult, cardul COVID, whatever, nu contează, chipul COVID, ce-o fi el.
cardul ăsta e buletinul nostru global. Toți ne vom înregistra, pentru că fără acest card nu vom mai putea circula pe glob. Nu este nimic științifico-fantastic, nu e nimic. Da? Este noua ordine. Nu te înregistrezi, nu o să mergi în Maldive. Rahat. Nu e ca și când noi toți ăștia, 8 miliarde, suntem această valoare strategică și etc. Nu o să ne urmărească bau-bau pe unde mergem. Ne urmărește oricum dacă vrea cineva pe cine vrea. Astea sunt folosibile pentru alte scopuri. Industria medicală se va dezvolta într-o altă direcție și, mă rog, v-am interesat. N-are sens să... Haideți să ne concentrăm la ce avem de făcut astăzi. Da? Astăzi, și dacă mâine ne dă drumul liber, se poate asta. Deci ați închis bolile și puteți să ne dați drumul pe stradă. Puteți să lăsați toată lumea să meargă să lucreze. Este irelevant, ok? Noi trebuie să fim înregistrați. De când am început să fac verdictul pe pandemie, v-am spus de un miliard de ori. Închideți spitalele, în sensul că închideți ușa la spital, nu că în sensul să-l închizi și să-l dai foc. Închideți spitalele și testați ce aveți doar în spital. Ok? Putea să faceți asta dacă gândeați și aveți controlul ăsta pe foc, care fără să creați panica asta, care, repet, vedeți că și la Antena 3 nu știu ce dracu ați spus. Ce dracu e, mă, ce se întâmplă acolo? Eu n-am nimic cu nimeni, dar opriți măscara de aia, ce este? Cu cazuri, cu... Alo! Stop! Opriți-vă din demența asta, toată presă. Gata, it's ok, nu trebuie să ne mai arătați că o mămică a născut un plod și plodul nu știu ce, ce plodul. Trebuie să ne înregistrăm! Gata, trezirea! Atât, trebuie să facem, ca altfel o să mai ieșiți din țară unde v-ați luat voi vacanțe la calende. Clar? Uitați-vă la ce spune. Uitați. Da? Ok. Așadar, human trafficking-ul, domnule Orban, domnule Vela, sau cine dracu mai dă ordine în România, asta înseamnă. America ne-a dat acest mesaj. Șefii la lume v-au dat mesajul. Lăsați drept cu măștile și caivers pe pereți. Și începeți să înregistrați oameni. Că au, că n-au, că n-au. Începeți. Colaborați cu companiile, etc. Pe cardul sănătății. Cine n-are trebuie să-și facă. La prima, la oricare. Ca toată lumea să aibă acest nou buletin mondial. În care se scrie acolo. Ăsta a avut coronare, ceva la rinichi. Nu mai sau ce, o să mai scrie pe ăla. Vine următorul virus. Din toamna viitoare, iarăși trebuie... Faceți asta, nu faceți asta. No, să putem să ne deplasăm și cumva, mă rog, o să ne ia nouă mai mult decât altora. Haideți să începem și noi să facem, că ăștia toți pângerele au făcut. Înțelegeți? Asta înseamnă testarea. Testarea nu înseamnă nimic. Asta înseamnă. Doar asta înseamnă. Doar asta înseamnă. Nu vă descurcați, bă, băiatule, pe Sebi. Bă, Sebi. Ghiță. Dacă vină, bă, băiete, fă dracu ce cu ăștia, nu știu, fă 3-4 de-alea, ia-ne pe toți. Că ăștia n-au cum, nu există nimeni. Un softuleț ceva, înregistrați-ne pe tot simplu. De ce credeți că ea se înregistrează până în Israel cu softul? Cu... Păi da-aia! 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 S-a făcut un soft, toată lumea a înregistrat la soft. Sunt monitorizați. Ăsta-i mesajul. Bill v-a spus aseară, nu faceți asta, vine alt virus și alt virus și alt, până vă înregistrați toți. Hai repede, ne înregistrăm de azi. Ca să ne revenim la viață. Mergem la mare, la munte, la terasă, etc. La această întâlnire, ca să înțelegeți cine ne conduce, domnule, eu v-am spus, poziția dumneavoastră în fruntea guvernului este legitimă pentru că sunteți un penelist de 30 de ani. Nu sunteți pregătit pentru această funcție în contextul de astăzi. Un PM care iese și astăzi și vorbește despre PSD are o problemă nu gravă, o problemă care ține exclusiv de creier, de percepție,
de prostie. Cred că sunteți singurul prim-ministru care la această întâlnire foarte importantă de altfel, și nu, eu nu am participat eu, dar aveți martor, eu am citit, eu citesc mult. Pentru cei care mă urmăresc, citesc mult, mult, mult și mă documentez mult, mult, mult. Cum am făcut și despre Caracatița din Sănătate, la care lucrez în continuare, e imens. Și care merge până la dumneavoastră. Când ați participat la AmCham, nu ați știut nici măcar să răspundeți la One Belt, One Road. Nu ați știut ce înseamnă. Mă rog, oamenii Google acum, dar ca să înțelegeți cât de departe este acest guvern de realitate, de contextul internațional. Wow, ăla de președinte și cu voi după el vă raportați, toți vă raportați încă la Uniunea Europeană? Adică Uniunea asta s-a divizat fiecare stat, după cum observați, independent și se raportează la glob. Noi încă ne raportăm la UE. Nu se raportează în care se raportă nimeni. Încă nu mai există. Nu mai există. Așadar, am propus până Sanador, MedLife, etc. să înceapă monitorizarea populaționului din România. Repet, poate are Sebi Ghiț altă variantă. Acum o să sară tot Sebi care încolo. Băi, dobitocilor, aici nu mai este... Nu ne-ați înțeles. Aici nu mai e vorba despre asta, nu mai contează. Mai contează. Contează cine are mâine soluția înregistrării populației. Soluția cea mai rapidă, soluția cea mai... Nu mai contează. Mai contează că... Corruption, corruption. Ce... Alo? Să schimbă lumea. Se schimbă lumea. Guvernul nu are nicio importanță. Se poate fura în continuare, deci vă rog să vă liniștiți, că nu vă disperați. Lăsați cu spitale și cu băgatul militar în spitale și cu cai vers, până n-are nicio legătură. N-are nicio legătură. Spitalele au avut bani din ianuarie, știu sumele milimetric, repet, Caracatița din sistemul de sănătate este în lucru zilnic. Da? Lăsați cai vers pe pereți. Presa, trezirea. Trebuie să începem testarea, adică înregistrarea, ca și ne-am testat, și monitorizarea populației. Despre asta este vorba acum. Ok? Strict despre asta. Populația să intre pe Google, să caute ce spun eu și să înțeleagă asta. Nu o să faci asta, oricum o să fii înregistrat când te vei vaccina obligatoriu. Nu o să fii atunci, oricum o să fii la următorul virus. Țările sărace, așa cum a spus și Bill, vor rămâne mai în urmă. Și a dat și câteva exemple. Rețineți, între aceste țări poate fi și România. N-are sens, dobitocilor. Au venit copiii, gata, am închis.